strălucirii mele. Stai, fetița din poveste, ești tu? Da, și încă de atunci am decis să nu mai las negativitatea să-mi conducă viața. Bine, dar cum? Trebuie doar să-ți lași lumina să iasă. Ia-mă de mână, o să-ți arăt eu. Observă, întâi trebuie să ne activăm baghetele. Acum repetă după mine. Invoc forțele pozitive ale universului să strălucească asupra mea. Ai auzit o galaxie? Fă-mă luminoasă! Nu cred că a funcționat. Oh, vai, ești bine? Priviți! Să fie oare copacul despre care vorbea Boris? Bi-b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 i! Aceasta este sursa! Copac malefic, eliberează pădurea din ghearele tale! Nu ascultă de vorbă bună! Nu avem de ales! Infuzie de baloane strălucitoare! Oh, ce copac puternic! Stai să încercăm și noi! Lovitura toiagului învârtit! Pregătește-te pentru lovitura super popoului! Oh, oh! Dar nu înțeleg, dosul meu poate strica orice. Scaun auto, lejerie, chiar un pod cândva. Kelsey, cum te simți? Simt că... aș avea o așchi în deget? Nu înțeleg, dacă nu e copacul, care e totuși sursa antistrălucirii? Nu înțelegeți? Sursa antistrălucirii sunt eu. Nu! Nu se poate! Chiar nu, Craig? Chiar nu se poate? Nimic bun nu mi se întâmplă. Tot ce ating să năruie și totul e rău, căci eu sunt antistrălucire! Și singura cale să scăpați de asta e să mă doborâți. Dacă trebuie, o voi face. Infuzie de baloane strălucitoare! Când a ajuns ea antistrălucire? Nu știu, nu vrea să ne spună ce a pățit azi. Nu mă pot opri baloanele. Am o zi neplăcută și totul este groaznic. Dar de ce? De ce e totul groaznic? Ți-am spus! Nu vreau să vorbesc despre asta. Știu că nu vrei, dar poate te va ajuta. Toate au dat greș. Nu, e neplăcut, sigur nu ai vrea să auzi. Ba da, aș vrea. Păi la început am vrut să lovesc un semn rutier și am căzut în noroi. De ce ai lovit un semn rutier? Ți-am spus, e aiurea. Nu este, unele semne rutiere cer asta. Continuă povestea, Kelsey. Eram așa supărată că am alergat spre casă când am dat peste un coș de gunoi. Asta e! Nu trebuie să-și lase lumina la suprafață, ci trebuie să scape de antistrălucirea din ea! Mai povestește, Kelsey! Noi vrem să te auzim! O lasem la foc spre casă pentru că... Hai, descarcă-te! Pentru că Mortimer era bolnav! Din greșeală i-am dat prea multe semințe și a făcut nevoile pe capul meu. Acum e bine, eu doar mă simțeam rău. L-a dorit purtica din cauza mea. Infuzie